Să pornim acum auto 8. Veți fi întâmpinat de un mesaj. Puteți să așteptați 20 de secunde sau să dați OK. Va porni disclinerul din Advanced System Care. Acesta va scana după fișiere temporare sau fișiere inutile în general, care ocupă spațiu degeaba. Acum va șterge acele fișiere bin către Recycle Bin. La mine n-a găsit mai lucru pentru că l-am mai luat odată. Acum va curăța iarăși fișiere temporare și tot așa le va șterge către Recycle Bin, le va duce în Recycle Bin, le-a șters. Acum va curăța registrii cu Wise Registry Cleaner. Aceasta este iconița scriptului Auto8. În cazul în care în loc de această iconiță vedeți un X, înseamnă că scriptul s-a blocat sau e pe pauză. În cazul acela faceți click dreapta și exit. Acum, din cauza că am făcut click dreapta pe el, e pe pauză. L-am pornit iarăși și va trece la următoarea aplicație, Winaso Registry Optimizer, care este de fapt o versiune trial, adică o versiune limitată, corectează doar 10 erori după o scanare, adică dacă într-o după o scanare sunt găsite 14 erori, șterge 10 erori și apoi mai scanează o dată și le șterge și pe celelalte 4. Dacă aveți 243 de erori, va scana de 26 de ori, de 24 de ori ca să le șteargă și apoi încă o dată ca să vadă că nu mai e nicio eroare. Și asta înseamnă că e nevoie să așteptați un pic. Oricum, prima oară găsește mai multe erori, după aia, dacă, nu știu, rulați periodic, va găsi maxim 40-50. Și va merge mult mai repede. Nu a găsit nicio eroare și va trece la următorul program, și anume GK Defragment. Acest program defragmentează fișierele de pe partițiile hard diskului dumneavoastră și le mai și aranjează cele uzuale sau, mă rog, cele utilizate mai des. Să fie așezate pe partițiile hard diskului în așa fel încât să fie accesate mai repede. Și această operațiune poate să dureze destul de mult, mai ales dacă aveți hard diskul ocupat, dacă nu ați mai efectuat o defragmentare de multă vreme. Altfel, durează mai puțin. Eu o să închid GK Defrag, o să simulez practic exact același lucru care se întâmplă după ce termină de fragmentarea, veți primi un mesaj, gata, optimizarea s-a încheiat. Puteți apăsa fie OK, fie în 20 de secunde această fereastră dispare singură și scriptul se închide. Amintiți-vă să utilizați Auto8 doar atunci când este nevoie, adică după o instalare, o dezinstalare de programe, adică o dezinstalare mai amplă. Mai multe programe dezinstalate, fie
după o descărcare masivă de fișiere și nu neapărat mai des de, nu știu, 4-5 zile, o săptămână. Utilizarea prea frecventă a programelor de optimizare poate duce la o uzură prematură a registrilor, ceea ce poate duce la necesitatea instalării sistemului de operare. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim data viitoare.